Proiectul Darul Moștenirii, capitolul 18. Primul tău an într-o economie a cadourilor, aspecte care se aplică în gifting. 1. Ignorarea rachetei de respingere. 2. Evitarea capcanei managementului. 3. Evitarea torpilei depresiei. 4. Blocarea rezervorului de așteptări false. 5. Atacarea listei fierbinți. 6. Apărarea de bomba de dispersie. 7. Eludarea minelor de întâlnire. 8. Descărcarea pistolului cu priză. 9. Devierea exploziei executive. 1. Ignorarea rachetei de respingere. Respingerea de către soțul dumneavoastră sau soția dumneavoastră. Respingere de către familie și prieteni. Câștigarea bătăliei. Mitul schemei piramidale. Pozitiv-negativ. Opinia autorității superioare. Pregătirea perspectivelor pentru respingere. Reticența la apel WhatsApp astăzi a nu fi luat în serios când este nou în sistem. Nu lua respingerea personal. Nu vorbesc destui oameni. Sindromul de focalizare îngustă, condiționare principală. Transformarea respingerii în motivație pozitivă. 2. Evitarea capcanei managementului. Întăriți autosuficiența mai degrabă decât dependența. Sponsorizarea membrilor familiei și construirea pentru ei Complexul mesia Doar recrutarea unora. Îngrijirea liniei de jos, afacerea proprie Experiență în străinătate, în primul rând vecinul Povestea cu pianul, pianist rău din, dând vina pe pian, industrie Buy-in-ul, nu face totul pentru persoana respectivă, duplicați doar dăm lista ta și voi face toată treaba. Renunță sau dul pe lună, limitatoare de viteză. Fii acolo pentru oamenii tăi, fi lider. 3. Evitarea torpilei depresiei. Menține entuziasmul în ciuda inevitabilelor eșecuri. Uzură persoanele care își pierd interesul. Când ești jos, mergi în sus. Nu transmite niciodată o atitudine în jos linii tale de jos. Un caz de optimist perspectivă. Controlul atitudinilor noastre. Nu mai sunt știri, gunoi intră, gunoi iese. Definiți-vă obiectivele, afirmații. Creați un mediu pozitiv, cinci prieteni. Doar crede și continuă, fără satisfacție instantanee. Orice îi face, pur și simplu nu renunța. Blocarea rezervorului de. Deci, 4. Blocarea rezervorului de așteptări false. Câștigă prin integritate mai degrabă decât prin exagerare. Nu se poate îmbogăți rapid, bazat pe timp. Echilibrați potențialul de creștere cu o imagine realistă. Iluzia că acest sistem nu necesită niciun efort. Ipoteza nerealistă despre numerele necesare pentru a reuși. Percepția inexactă despre timpul necesar pentru a reuși. Iluzia că linia ascendentă va face totul pentru tine. Clarificarea pensionării. Opinia eronată că nimic nu trebuie vândut. Persoana medie nu răspunde la exagerare. Fi umil. O mulțime de oameni, toți făcând puțin. 5. Atacarea listei fierbinți. Învinge reticența de a oferi un stil de viață de calitate familiei și prietenilor. Crearea unei liste mai, uh, mari, calde, nu cu prejudecăți. Jogări cu memorie. Primul focos, lipsa de convingere. Al doilea focos, lista, uh, lipsa stimei de sine. Al treilea focos, frica de a pierde credibilitatea. Al patrulea focos, rușinea de eșec anterior. Ar al cincilea a focos peste clienți potențial de calitate, al șaselea a focos conflict de interese. Marketing țintă versus pușcă. Succesul este, mult, este mai mult atitudine decât abilitate. 6. Apărarea de bomba de dispersie. Rămâi concentrat în mijlocul tuturor distragerilor. Schimbarea permanentă a sistemului îmbunătățire bun venit. Afaceri fără semnalizare, momeala altor oferte, difuzarea altor lideri, mentorul parazitului, activitate versus productivitate, febra bombelor dispersate, lipsa structurii, a merge singur într-un sport de echipă, distragerea atenției cauzată de criza personală. Gestionați-vă timpul, urmăriți un sistem. 7. Eludând minele de întâlnire. Evitați capcanele prezentărilor uh, contraproductive. Instruirea produsului nu este necesar. Tehnologie Zoom. Întâlnirile să fie duplicabile. Orele și datele întâlnirilor recurente. În persoană, întâlniri la hotel, nu poate fi duplicat și creează dependență. Centru de zi pentru adulți cu normă parțială. Slujba bisericii. întâlnirea secretă a înșelăciunii. Întâlnirea de la birou, prea ocupată, distrageri. Întâlnire la bar sau restaurant. Locul celorlalți băieți, distrageri, fără control. 8. Descărcarea pistolului cu priză. Recrutați și pregătiți-vă proprii oameni în loc să depins de ceilalți. Conectați-vă la training. Faceți-vă uh, propriul antrenament online. Păstrați antrenamentul simplu. Urmăriți un sistem zoom. Începeți corect instruirea AIDA: activitate versus productivitate, întâlniri la distanță recrutare internațională integritate fără braconaj educăte dezavantajele și dezavantajele și avantajele directorilor alăturarea afacerii dumneavoastră schimbarea stigmatizării corporative provocări atitudine corporativă afaceri tradiționale versus economia de cadouri nu recreați roata Înlocuiți sistemele de înaltă tehnologie cu povestiri. Conduceți prin exemplu în loc să delegați. Nu vă calificați niciodată în exces clienții potențiali. Nu vindeți niciodată la o carte de vizită. Construirea organizației versus vânzare. Construire part-time pentru a deveni full-time afacere adecvată.